Bun venit la o nouă emisiune Clarificări Doctrinare. De data aceasta vom aborda un subiect pe care îl găsim enunțat destul de des în ultima vreme, în predici, în conversații, și anume libertatea în Hristos. Am ascultat anumite cântece ale unor grupuri care vorbesc despre această libertate, care celebrează această libertate în Hristos, și am senzația, atât din cuvintele acestor cântece, cât și din anumite mesaje pe care le auzim în ultima vreme, că ele sunt o respingere a unui curent, care se consideră a fi opresiv, care încearcă să răpească libertatea noastră în Hristos. Încearcă să ne subjuge și să ne întoarcă la niște tradiții și porunci care ne răpesc libertatea. Care nu ne lasă să ne bucurăm de această libertate în Hristos. Acum, din start, Trebuie să acceptăm că nu există o libertate absolută în viața aceasta. Cei care vorbesc despre libertate, fără să dea explicații suplimentare la ce ne referim, și ascultătorii, fiecare, pot să aplice această idee de libertate acolo unde ei consideră. Fiecare, acolo unde consideră că iar place să fie liber, să fie fără restricții, să fie fără niciun fel de limite. Or de când ne naștem, libertatea noastră este limitată. Un copil este sub autoritatea părinților până la o anumită vârstă. Când merge la școală, este sub autoritatea cadrelor didactice. Când merge la servici este sub autoritatea patronului sau a șefului de la servici. În societate, când se suie în mașină, este sub autoritatea regulilor de circulație și a celor care le uh, impun. Uh, din punct de vedere social, atunci când intrăm în anumite parteneriate, în anumite contracte, suntem limitați de limbașul acelui contract. În viața de familie, în căsnicie, soțul depinde de soție, soția depinde de soț, copiii depinde de părinți. Din punct de vedere civic, suntem sub autoritatea drăgătoriilor a autorităților de stat. Din punct de vedere fizic, suntem limitați de legile naturii. Dacă cumva avem probleme de sănătate și mergem la doctor, ne așezăm sub autoritatea unui medic care ne pune restricții cu privire la stilul nostru de viață. Nu există niciun om care să nu trăiască în fiecare moment al vieții lui sub una sau mai multe forme de autoritate exercitate asupra vieții. Și atunci când vorbim despre libertatea în Hristos, trebuie să înțelegem la ce se referă această libertate sau ce intenționează oamenii care ne o predică sau ne o cântă. La ce se referă ei atunci când vorbesc despre libertatea în Hristos? Dacă predicăm libertatea în Hristos, nu putem predica libertatea noastră față de autorități. În Roman, capitolul 13, ni se spune că trebuie, până la Dumnezeu, să fim supuși autorităților. Din punct de vedere spiritual, intrăm în niște structuri de autoritate, în biserică, autoritatea slujitorilor, cei tineri se supun celor bătrâni, femeile mai tinere învață de la cele mai în vârstă, tot felul de forme de autoritate. Iată, dar că nu la aceasta s-ar putea referi cei ce vorbesc despre libertatea în Hristos. De unde este luat acest concept? Este luat, bineînțeles, din scripturi, mai ales din epistolele Pauline, scrise de Apostolul Pavel, despre care Apostolul Petru spunea că în ele sunt multe lucruri. Uh, grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatori le răstălmăcesc sau le interpretează greșit spre pierzarea lor. Uh, Pavel vorbește foarte mult despre această eliberare a harului, această libertate în Hristos sau slobozenie în Hristos, despre care până și Domnul Isus Hristos vorbea în Ioan când spunea veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face. Slobos sau liberi. Și există cel puțin două dimensiuni ale acestei libertăți despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, eliberarea față de puterea păcatului. Când noi eram în lume, când noi zăceam în cel rău, nu aveam putința, nu aveam puterea de a ne elibera pe noi înșine păcatul stăpânea asupra noastră. Frica morții stăpânea asupra noastră pentru că plata păcatului este moartea. Moartea este consecința naturală a păcatului și pedeapsa pentru păcat. Or omul sub această opresiune și dacă dorea să facă binele, că doar li s-a dat legea și unii chiar au încercat să o respecte și n-au putut să o respecte în totalitate și chiar cuvântul Domnului spune că dacă te faci vinovat de călcarea unei porunci, te faci vinovat de călcarea întregii legi. Or prin lege s-a pus reflectorul pe viața omului, să se vadă cât de rău, cât de departe de Dumnezeu este, cât de călcător al poruncilor sfinte, cât de împotrivitor față de legea lui Dumnezeu este omul. Până n-a existat o lege a fost un întuneric total, legea a pus reflectorul pe viața omului și l-a arătat ca fiind iremediabil pierdut. Ori Dumnezeu în dragoste și în mila Lui i-a dat șansă omului să cunoască libertatea. Dar ce libertate? Libertate față de puterea păcatului. Păcatul însemnând destrăbălare, însemnând beție, însemnând crimă, însemnând minciună, însemnând furt, însemnând toate lucrurile rele pe care până și legile omenești le condamnă. Și multe altele pe care poate legile omenești nu le sancționează, dar le sancționează cuvântul lui Dumnezeu. Oricând Domnul Iisus Hristos a venit, ne-a adus voința și înfăptuirea. Ce înseamnă că ne-a dus voința și înfăptuirea? Nu înseamnă că ne-a automatizat, ne-a transformat în niște roboți care au programat în ei sau programat un anumit stil de viață pe care ei îl îndeplinesc inconștient. Nu. Ne-a dat voința și înfăptuirea înseamnă că înainte de a veni Domnul Isus Hristos nu aveam această voință. Și nu aveam nici puterea de a înfăptui binele. Pentru că săceam în cel rău. Când a venit Domnul Isus Hristos, le-a dat tuturor oamenilor voința și înfăptuirea. Le-a dat capacitatea de a voi, de a decide, de a alege și de a proceda în consecință, de a își exercita voința prin înfăptuirea a ceea ce au ales să facă. La asta se referă, în prima ei dimensiune, libertatea în Hristos. În al doilea rând, libertatea în Hristos se referă la faptul că nu există libertate absolută și că singurul lucru pe care îl putem decide și alege, singurul lucru pe care suntem liberi să-l alegem este stăpânul nostru. Când Pavel spunea, nu puteți face tot ce voiți, Pavel se referea la faptul că fiecare trăiește un anumit stil de viață. Stilul de viață pe care tu îl trăiești este promovat de stăpânul pe care l-ai ales. Acum, diavolul este extrem de șeret, de viclean. El nu are nevoie să vină să spună eu sunt satana, eu sunt diavolul. Tu să-l vezi așa cum arată el. Coarne, coadă și copite. Nu. El se preface în înger de lumină. Ca o paranteză să știți că diavolul este mult mai urât, mult mai fioros, mult mai îngrozitor decât orice fiară oribilă, urâtă, dezgustătoare pe care ați văzut-o vreodată în lumea asta. Diavolul este ființa cea mai depravată din universul acesta și este depravată din punct de vedere spiritual, pentru că este o entitate spirituală. Dar dacă acea entitate spirituală ar fi tradusă într-o formă perceptibilă, în punct de vedere uman, ar fi înfiorător, de urâtă, de dezgustătoare, de înspăimântătoare. Ori el nu vine așa. El întotdeauna se ascunde în spatele unor imagini. De asta, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre închinarea la idol, să nu vă închinați idolilor. Se ascunde în spatele unor statui care reprezintă anumite zeități, se ascunde în spatele tău, făcându-te să crezi că tu ești stăpân pe viața ta și că ai libertate absolută și că faci ce vrei tu. În realitate, el te păpușerește din umbră și tu ești la îndemâna lui, îi execuți comenzile. Diavolul se ascunde în spatele altor persoane. Vedeți, există această nevoie de închinare a noastră. Oamenii se închină la temirce, se închină la stele, se închină la soare, se închină la animale. În România comunistă s-au închinat unui cizmar și unei analfabete că dacă nu te închin lui Dumnezeu, tot te vei închina la ceva. Ei, orice închinare în afara închinării autentice în duh și în adevăr, este o închinare falsă pe care o culege diavolul. Dar tu nu ai libertate absolută. Tu ai doar libertatea să-ți alegi stăpânul. Dacă l-ai ales pe Domnul Isus Hristos, ai ales un stil de viață curat, neprihănit, sfânt, care se leapă de păcat, care îmbrățișează binele. Dacă l-ai ales pe diavolul sau dacă nu l-ai ales pe Hristos din oficiu, ai intrat sub stăpânirea celui rău, ai ales un stil de viață al răutății, al minciunii, al faptelor rele, al necredinței, care este cel mai mare păcat pentru că este un afront împotriva existenței lui Dumnezeu. Și atunci Apostolul Pavel, ca să echilibreze, să balanceze ideea de libertate în Hristos, și vom vorbi imediat despre eliberarea de sub spune în Roman capitolul 6, ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, pentru că au existat oameni care au spus, domnule, de păcătuit tot vom păcătui, că suntem slabi, că suntem limitați, că suntem oameni, că suntem vulnerabili, dar nu e nimic, nici o problemă, că se înmulțește harul și harul are o cantitate corespondentă căderilor și falimentelor noastre și e destul har pentru noi, indiferent ce am face și unde am merge. Pavel spune, nu, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, pentru că atunci când l-am primit pe Hristos ca Mântuitor, noi ne-am făcut asemenea cu moartea Lui. Noi am răstignit omul vechi care trăia sub stăpânirea păcatului și a celui rău. L-am răstignit la cruce împreună cu Hristos. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos. Botezul este această imagine a îngropării omului vechi și ridicării la o viață nouă. Am fost botezați în moartea lui. Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Iată, dar L-am îmbrățișat pe Hristos ca Domn, ne-am ales stăpânul, i-am îmbrățișat și stilul de viață. În 1 Ioan, apostolul iubirii spune că dacă zicem că rămânem în Hristos, trebuie să trăim și noi cum a trăit Isus Hristos. Versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că am împrățișat Stăpânul, care este Isus Hristos Domnul, am împrățișat stilul de viață, care este o viață sfântă și neprihănită, și am împrățișat Destinul prin învierea din morți și intrarea în răsplătire, în slava Lui, Destinul veșnic. Asta este ecuația completă a libertății noastre în Hristos. L-am împrățișat ca Domn. I-am îmbrățișat stilul de viață ireproșabil, sfânt, curat și am îmbrățișat destinul veșnic de a fi în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, tot în Roman, capitolul 6, versetul 11. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. V-am spus că satana operează în mod camuflat. El nu vine personal să spună eu sunt satana și vreau să stăpânesc în viața ta. El se folosește de păcat ca să stăpânească în viața ta. Și tu dai mădularele tale, dai trupul tău în slujba păcatului, fără să-ți dai seama că în spatele păcatului stă diavolul și destinul lui veșnic, care este iadul și chinul. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte, ca niște instrumente. Iată, dar ființa noastră. Este un instrument, mădularele noastre sunt niște instrumente pe care noi prin voință proprie, asta e libertatea care ne s-a dat, le dăm în slujba lui Dumnezeu sau a diavolului, în slujba neprihănirii sau a nelegiuirii. Nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu. Iată activarea voinței personale de a nelege stăpânul. Dați-vă lui Dumnezeu ca vii, din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprigănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Când eram sub lege, cine stăpânea asupra noastră? Nu legea, ci păcatul. Legea doar ne făcea conștienți de starea noastră de păcat și ne condamna atât. Legea era perfectă. Legea era desăvârșită. Legea era din Dumnezeu. Dar legea ne arăta doar cu degetul. Spunea, iar ai făcut asta, iar ai făcut cealaltă. Nu eram ajutați de nimeni, eram lipsiți de voință și de înfăptuire. Chiar dacă ne-am fi dorit eliberarea, chiar dacă eram sătui de stilul acesta de viață, nu ne puteam salva pe noi înșine. Și când a venit Domnul Isus Hristos și ne-a dat voința și înfăptuirea. Încă o dată, repet, nu ne-a transformat în niște roboți care facem ce nu suntem conștienți că facem, ci ne-a dat capacitatea de a voi și de a înfăptui poruncile lui Dumnezeu într-o natură nouă. Și continuă și spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 15 din Roman 6, ce urmează deci? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nu mai are cine să ne arate cu degetul? Nu mai are cine să condamne? Legea nu mai este exterioară nouă, spunea profetul, ci este scrisă în inimile noastre. Este o lege mult mai îngustă, este o lege mult mai strictă, dar care nu ne mai condamnă din exterior, ci care prin Duhul lui Dumnezeu ne dă viață pentru că ne ajută să o înfăptuim. E nu doar voință și dorință, este și puterea de înfăptuire. Asta înseamnă adevărata libertate în Hristos. Și atunci continuă și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi, ai păcatul, iată, dar nu liber, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, ca să nu mai fiți robi, v-ați făcut robi ai neprihănirii, iată, dar această fereastră îngustă a libertății noastre prin care doar alegem cui slușim, decidem cine ne este stăpân. Asta este libertatea noastră în Hristos și doar atât. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 2, de la versetul 8, și prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele, pentru un nou stil de viață. Odată ce l-am ales pe Domnul Iisus Hristos, acum am ales un alt stil de viață. Dar este responsabilitatea noastră să trăim și să rămânem în acest stil de viață. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, în capitolul 3, versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și aici nu se referă la trupul nostru fizic, ci se referă la înclinațiile firii pământești și la faptele firii pământești. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli, Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiinii ascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Voi lăsați-vă de ele. De mânie, de vrăjmoșie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut, adică Dumnezeu. Cu alte cuvinte, frați și surori, Faptul că suntem liberi, nu mai suntem sub lege. Lucru pe care îl folosesc unii. De ce? Pentru ca să exprime o revoltă împotriva unor tradiții sănătoase de bună cuvință, de decență în îmbrăcăminte și spun nu trebuie să te schimbi. Poți să te îmbraci la fel. Poți să vorbești la fel. Nu trebuie să te aranjezi, nu trebuie să fii. De ce? Nu trebuie să fii uh, pedant, nu trebuie, uh, Poți să fii exact ca și înainte. Și există o adevărată modă nouă a acestei libertăți în Hristos. Care promovează uh, un mod dezordonat de a te îmbrăca și de a te purta. Uh, asta nu face parte din libertatea în Hristos, vestită de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți. Pentru că eliberarea de sub lege nu înseamnă eliberare de sub decență și bună cuvință și bun simț. Există trei dimensiuni ale legii, cum am mai spus în emisiunea anterioare. Este dimensiunea rituală, care înseamnă tăiere în prejur, înseamnă respectarea unor sărbători, luni noi, adunări de sărbătoare, zile speciale niște restricții culinare, care înseamnă jertfe animale, care înseamnă păstrarea unei zile, cum este sabatul. Și Domnul le-a împlinit în el însuși toate acestea. Toată legea rituală, erau restricții cu privire la atingerea unor trupuri moarte și așa mai departe. Lucruri care au fost abrogate de har. Nu pentru că n-au fost bune, că l-au reprezentat pe Domnul Isus Hristos, ci pentru că au fost împlinite și nu mai trebuie împlinite de noi, că au fost împlinite în El. Dar există o a doua dimensiune a legii, legea morală, care nu numai că a rămas în vigoare, a fost înăsprită, îngustată de Domnul Isus Hristos prin har. Ați auzit că în lege s-a zis, să nu prea nu aveți voie nici să poftiți. Ați auzit că s-a zis în lege, să nu ucizi, eu vă spun că nu aveți voie nici să urâți ba mai mult să iubiți pe și voștri. Iată, dar, legea morală a fost înăsprită. Legea caritabilă să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți a fost întărită. Acum trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe Hristos. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Când vorbim despre libertatea în Hristos, Libertatea în Hristos, stimați predicatorii ai libertății, stimați cântăreții libertății. Nu este cum auzeam cuvintele unei melodii recente, dăm o petrecere în cinstea Domnului și dansau și săreau în sus ca niște uh, descreerați. Nu. Nu. Asta nu e libertatea în Hristos. Ce? Nu puteai să faci lucrul ăsta când erai în lume? Hristos a venit să moară ca să poți tu să dansezi? Hristos a venit și a murit pentru ca tu să te poți înzorzona cu tot felul de uh, bijuterii? Nu puteai face când erai în lume? Nu aveai libertatea asta când erai în lume? Acum ai venit la Hristos ca să poți dansa? Că înainte nu puteai? Ca să poți să te împopoțonești, să fii indecent, să porți haine dezordonate? Asta nu puteai face în lume? Nu. Hristos a venit și a murit pentru ceea ce nu puteai face. Nu te puteai lăsa de alcool, nu te puteai lăsa de droguri, nu puteai să fii decent, nu puteai să duci o viață ordonată, sfântă, curată. Nu aveai o ținută care să-L reprezinte pe Dumnezeu până și în lume când te duci în fața unui om important. Trebuie să arăți într-un mod decent. Nu te primește nimeni în salonul unui președinte de stat dacă nu ai o ținută care să-l onoreze pe acel om. Dar în minte, când intri în prezența lui Dumnezeu, asta îți dă voie să faci libertatea ta în Hristos? Să scoți cămașa din pantaloni? Ai păr neîngrijit, netuns? Să porți haine care stau ca pe gard? Asta este libertatea noastră în Hristos? Nu. Libertatea noastră în Hristos este să împlinim voia Lui, să împlinim cuvântul Lui, să trăim în sfințenie și să ne raportăm la normele de decență, de bun simț pe care Scriptura le predică dintr-o parte în alta. Cineva spunea odată, că libertatea în Hristos este ca să nu predicăm Evanghelia cârpelor, folosind un termen insultător față de vestimentații. Dragii mei, omul oh, ne preocupă cârpele. Oamenii stau foarte mult prin magazine și online ca să își procure cârpe. Cârpele sunt foarte importante. Ocupă un loc însemnat în viața noastră, în șifonierele și dulapurile noastre. Dar ocupă un loc însemnat și în Scriptură, când e vorba de bună cuvință, de un comportament și o purtare cuvincioasă și decentă. Dacă am scoate toate paginile care vorbesc despre cârpe, în Sfintele Scriptură am avea o Evanghelie mult mai subțire. În toate lucrurile trebuie să promovăm bunul simț și regulile, rânduielile, limitele de decență și de bună cuvință. Numai așa vom fi niște credincioși adevărați care nu exprimăm libertatea noastră în Hristos prin a face ce vrea, ce vrem. Ci exprimăm libertatea noastră în Hristos prin a face ce trebuie. Și unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este să nu ne potrivim chipului veacului. Când mă uit la tine, când îți văd îmbrăcămintea, când îți ascult muzica, când îți ascult mesajele, vreau să văd că în ele nu este prezentat și promovat chipul veacului, ci este promovat chipul lui Hristos, chipul adevărului, chipul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că noi nu trebuie să ne potrivim chipului veacului, ci prin înnoirea minții noastre. Să deosebim bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune și să nu mai răstălmăcim, să nu mai creem asemenea lozini și clișee care nu îi duc pe oameni, potrivit învățăturii sănătoase, la neprihănire, ci duc la desfrâu și la un comportament indecent care nu.